cei de la Volvo au început să-și arunce mașinile de la înălțime dintr-o macară. Dacă te întreb ce i-a apucat, îți spun eu că nu este vorba despre testele clasice de coliziune. În felul acesta încearcă să simuleze cât mai exact un accident grav în care este implicată o mașină și să vină în ajutorul pompierilor de la descarcerare. Hakan este investigator la Volvo și îți explică despre ce este vorba. Today we have dropped 10 cars from 30 meters from a crane. We do that because the rescue team or emergency service need to develop new methods to release people inside a car with a severe crash. Mașinile folosite în experiment nu sunt mașini vechi scoase din uz, ci sunt SUV-uri XC40 noi nouțe. Iar dacă ți se strânge inima când vezi aceste imagini, gândește-te că este pentru o cauză nobilă. Jens este specialist în descarcerare în cadrul serviciilor suedeze de urgență și îți spune de ce a fost necesar un asemenea sacrificiu. Problem we have as a fire brigade is that when we do train normally, we usually get our cars from scrapyards, and these cars are most often 10, 15, maybe 20 years old, and they work very differently from the cars today. The reason that we work close together because we have the same goal, and that's to have safe roads.